Florian Nicolae și-a depus astăzi candidatura pentru funcția de primar al municipiului Giurgiu. El a fost însoțit de soția sa, Vera Nicolae, de colegi de partid și de prieteni. La ora 11 cu toții au plecat către biroul electoral municipal. Odată ajunși la biroul electoral, Nicolae Florian a depus oficial documentele necesare pentru candidatura la primărie. Vizibil emoționat, dar și cu zâmbetul pe buze, Nicolae Florian a transmis un gând pentru giurgiuveni. Consider că prin candidatura mea pot să ajut mai mult oamenii și orașul. Consider că trebuie să ne implicăm, trebuie să fim mai activi și mai energici pentru rezolvarea problemelor comunității și a oamenilor. Ați avut emoții pentru că vă depuneți candidatura pentru prima dată, deși este a doua dorință? Sigur că avem emoții, lucrăm în echipă, am o echipă foarte bună. Sperăm să facem pe cetățenii giurgiuveni să înțeleagă proiectele noastre. Avem un proiect pentru dezvoltarea orașului nostru foarte bun. Listele de consilier când le vedeți? Luni, la ora 15, vom depune listele de consilieri locali. Pentru că alături de Nicolae Florian au fost atât prieteni cât și colegi de partid, cu toții au dorit să-i transmită gândurile bune și susținerea lor. Gânduri bune urez tuturor giurgiuvenilor și o să facem tot ce depinde de noi în perioada următoare, să-i convingem că acest nou început va fi unul pe măsura așteptărilor. Sunt de acord cu cei mai mulți dintre cei care din oraș care consideră că mai de fiecare dată promisiunile politicienilor s-au îndeplinit în parte. E nevoie de o echipă redutabilă și de o echipă unită care să conducă în același timp și primăria și Consiliul Județean. Este singura soluție pentru a rezolva toate problemele importante ale orașului, probleme pe care le cunoaștem, pentru care avem soluții și care credem noi că vor putea, cu PNL-ul conducând județul Giurgiu, vor putea fi transformate în așteptările atât de mult dorite de giurgiuveni. Astăzi am trăit un eveniment fericit, depunerea candidaturii domnului Florian Nicolae pentru înalta funcție de primar al municipiului Giurgiu. Toți colegii, prietenii, ștaful, suntem aproape de el și suntem convinși că la sfârșitul campaniei electorale, după data de 5 iunie, vom avea un nou primar în persoana lui Florian Nicolae. Îi doresc succes și pentru binele orașului cred în candidatura și victoria domniei sale. De ce îl susțineți pe Florian Nicolae? Fiindcă mi se pare cel mai demn dintre toți contracandidații. Ce credeți că va face? În primul rând, va respecta banul public. În al doilea rând, va încerca primordial să revitalizeze acest oraș prin crearea de forță de muncă, prin viabilizarea fostelor platforme industriale și aș dori să mă opresc aici, că nu ne-ar permite timpul. Ce-i doriți în această campanie? Succes, noroc și, indiferent de situație, să creadă în echipa sa. Am venit aici să susțin un om pentru oameni. Îi doresc mult succes. Sper să aibă puterea și discernământul de a face ca lucrurile să meargă din ce în ce mai bine pentru giurgiuveni. Oamenii sunt și vor fi alături de el și nu trebuie să-i dezamăgească niciodată. Îi urez mult succes! Florian Nicolae ne-a mai declarat cu aceeași ocazie că își dorește un oraș unit și prosper și că speră ca giurgiuvenii să aleagă cea mai bună soluție pentru un viitor mai bun.